Marius, de ce am ales această temă pentru azi? Să înțelegem exact ce este sufletul și care sunt atribuțiile lui și cum să ajungem să le punem în practică. Am ales-o pentru că noi nu prea vedem ce facem, nu înțelegem ce facem și din cauza aceasta, de obicei, în loc să ne comportăm ca o ființă divină ceea ce suntem, ne comportăm ca un eu limitat și limitat și brutal, pentru că când folosim ego-ul, noi apelăm programele de bază care sunt animalice. Deci în comportamentul interuman între noi, noi nu ne comportăm ca o ființă divină, ne comportăm ca un animal. Adică avem reacții foarte brutale, adică dorința de a ucide. Deci manifestarea esențială a ego-ului este în momentul în care el atacă, critică, acuză, el vrea să ucidă, vrea să omoare. Deci la nivelul câmpurilor, la nivelul sensibil al lumii sensibile, noi atacăm dur. Și când atacăm pe cel din fața noastră, de fapt, noi îl atacăm pe Dumnezeu. Atacăm natura și universul. Și asta nu ni se permite. Și totuși, noi, mai ales că suntem creștini ortodoxi, avem noțiunea de suflet. Ne este complet cunoscută de mici. Știm ce este acela suflet. Dar de ce totuși, deși știm că avem un suflet și deși știm că sufletul va dăinui și după trecerea noastră din această lume, de ce, în primul rând, este foarte greu să vorbim despre suflet, ca și cum am vorbit despre nu știu ce, și în al doilea rând, e ca și de ce este atât de distant? De ce nu face parte din prioritățile noastre? Pentru că nu avem credință. Credința noastră este la nivelul de ritual. Și am mai spus și altă dată, biserica și cu credincioșii sunt ca două știri față în față și fiecare s-a deplasat până în punctul în care să nu-l deranjeze pe celălalt. Adică biserica nu își permite să spune lucrurile esențiale pentru că și-ar pierde credincioșii, și-ar fugi toți. Când li s-ar spune că când adun cât mai mult bine pentru tine, tu nu mai urci lumea de dincolo absolut deloc. Și ar fugi cu toții, iar oamenii nu vor să fie deranjați, adică nu vor să-și asumă responsabilități să schimbe viața. Deci cele două știri sunt față în față în poziția de comoditate maximă. Deci nimeni, niciuna dintre părți nu-și asumă răspunderea. Din cauza aceasta lumea nu se schimbă și nu are cum să se schimbă. Pe de altă parte, dacă la nivelul biserice se mai spun adevărul cât de cât, dar se spun într-o formă de generalitate maximă, adică se face tot efortul ca să nu se aducă identificările cu comportamentul nostru, pentru că iarăși atunci ne-am speria. Pe de altă parte, la nivelul societății, la nivelul nostru, funcționează o concepție mercantilă despre viață, o concepție care vine de la acel popor care nu are rai, nu are iad și nu are viață de apoi. Deci viața socială este dominată de acea concepție iudaistă care nu are viață de apoi, nu are iad și nu are rai, ca el să nu fie nevoit să se simtă vinovat, să nu fie nevoie să se schimbe și să nu fie mai bun, să poată să facă tot rău posibil fără să simtă conștiința afectată. Da, și să trăiești cu senzația că dacă asta e unica ta viață, trebuie să profiți de ea în fel și chip. În orice mod posibil, inclusiv să-ți cauți binele mai presus de toate și să calci în picioare pe celălalt. Da, deci e complet. Deci ciudat, noi ne ducem, deci religia, biserica a rămas la nivel de ritual care nu angrenează responsabilități în comportamentul uman, iar oamenii sunt încântați că nimeni nu le cere să se schimbe și
sunt ca struțul, nu vor să vadă. Da. Își bagă da. Capul și cred că Dumnezeu nu-i vede. Păi, îi generează, de fapt, consecințe asupra vieții lor prin faptul că nu se comportă cum ar trebui. Lucrul ăsta se vede foarte frumos că în Shangri-La am povestit când am venit pe viață. Ultima parte, în ce m-am adus la podul acela de care spuneam și zicea, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși ei pe pământ. Deci scopul acesta mercantil de a câștiga, de a aduna cât mai mult bine pentru sine, nu este adevăratul scop. Da, nu este. Și vedem cu toții la ieșirea din corp, dacă se citește cartea cea mai bună a lui Ilie Cioară, Moartea Moții și Desăvârșirea, se vede acolo că peste 95% de suflete, când părăsesc această lume, ajung în partea stângă, într-o lume sub cer, adică sub fluviul de gânduri, nici nu au posibilitatea să urce. Unde este o formă de scrâșnit al dinților. Adică toate atașamentele și toate răutățile noastre ne vor veni din față într-un mod amplificat și de obicei mai nimeni nu reușește să urce. Deci tot ceea ce am fost noi preocupați în viață să strângem, să adunăm, să câștigăm, acolo nu înseamnă absolut nimic, înseamnă pericol. Pericol maxim. Deci noi am venit aici pentru lumea de dincolo, am venit să ne apropiem cât mai mult de Creator, pentru că cât te apropii mai mult de El, cu atât ai mai multe grade de libertate, adică nu ai condiționări și această lipsă de condiționări, ca și pe pământ, înseamnă de fapt fericire, înseamnă raiul. Dar în măsura în care noi pe pământ nu mai punem condiții vieții și oamenilor, în măsura aceea putem să urcăm și în măsura în care nu ne lipim de lumea aceasta. Dar noi ne comportăm invers și din cauza asta nu există nicio șansă. Adică ne luăm singur toate șansele posibile. Da. Și când ajungem în lumea de dincolo, unde ne lovim de tot ceea ce am făcut noi în viața aceasta celorlalți, cum ai spus tu, e foarte greu să te eliberezi de acele lucruri. Rămâne vălul, cumva rămâne vălul pe ochi, chiar și în lumea de dincolo. Sigur, da. Aici trăim cu vălul pe ochi și în lumea de dincolo, în acea perioadă care pare o eternitate, deși în mare majoritatea cazurilor nu este, mă gândesc, stai cu vălul pe ochi. Și apoi ești trimis înapoi pe pământ și vii tot cu vălul pe ochi. Și mă întrebam de ce de asta ne este așa de ușor să acceptăm ceea ce ne zice ego-ul la ureche, fiindcă da, noi de programe, fapt și... Da, avem programe din spate enorm de multe, o constelație adică... de programe, și de la ale noastre și de la cei apropiați, le luăm pe toate. Da. Deci trebuie să le depășim aici. Și noi trăim viața ocupându-ne mai mult cu anularea programelor negative pe care le-am infundat. Da, numai că facem ce facem și în loc să le anulăm, noi le amplificăm, le creștem, le amplificăm. Da. Adică facem exact opusul la ceea ce ar trebui să facem, fiindcă așa de mari sunt atracțiile acestei lumi, inclusiv drama, să stai să-ți plângi de milă. E... Păi uite-te, spre exemplu, raiul înseamnă să nu vrei lumea. Deci raiul înseamnă să nu vrei lumea. Noi vrem lumea, deci noi nu vrem raiul. Da, da. Fiindcă nu știm care e scopul unui suflet pe pământ. Noi nu-l știm. Da, da, nu știm deloc. Da. Și atunci haide să intrăm în... Nu numai că nu știm, dar nu ne convine, că o să vedeți acum când o să citesc aici, o să vedeți că niciuna din caracteristicile sufletului nouă nu ne place. Da. Andreea, am văzut întrebarea ta. O să o punem la... sau Marius, vrei să răspundem acum? După oră. Bun. Da. Păi haide așa să lămurim, înainte să trecem la atribuții, să lămurim scopul sufletului, să-l cât mai clar... Sufletul vine ca să poată să... Deci folosește experiența de pe pământ ca să urce mai sus. Lumea de dincolo este organizată ca un fel de piramidă a meritelor. Cu cât
omul se comportă mai mult ca o ființă a cerului pe pământ, poate el urcă mai sus. Dar ca să se comporte ca o ființă a cerului, ar trebui să nu vrea lumea. Adică să nu pune tot prețul și tot efortul lui și toată atenția lui pentru lumea aceasta. Să mai uite, să mai lase, să se mai bucure de tot ceea ce există, să nu facă totul pentru el însuși, pentru că lumea este eu-ul său, ego-ul său. Acesta este lumea. Da. Și în măsura în care el reușește să o depășească, deci asta însemna că mijlocul tuturor atracțiilor vieții, să nu le vrei. Și când nu le vrei, urci. Numai atunci. Deci nu se urcă decât la abținere. Când noi, spre exemplu, avem lucruri plăcute care ne atrag și nu le vrem, adică treci pe lângă o patiserie și nu vrei ce este acolo și ți-ar place să mănânci, în momentul respectiv, energia care s-ar fi pierdut consumând acele lucruri se întoarce, deschide partea cerului și îți vine o porție de energie vitală. Adică asta se traduce prin sănătate, viitor, timp, fericire. Deci este ca și când noi când ne facem plăceri mai mult decât avem nevoie, noi de fapt pierdem viață, pierdem sănătate și timp, fericire, pe care ne plângem degeaba. Deci exteriorul ne ia din energia vitală, nu ne dă. Noi credem că atunci când mâncăm, noi câștigăm ceva energie. Nu e adevărat. Mâncarea este doar ocazia care scoate energie vitală. Noi ne bucurăm de energia din noi. Deci nu mărul îți dă bucurie sau ciocolata, ci ciocolata scoate din tine energie vitală și te bucur de bucuria de energia din tine care îți creează bucuria. Dar, deci noi ne hrănim de fapt nu cu exterior, ne hrănim cu interiorul nostru, cu sufletul. Totuși, fiind și corp fizic, avem sigur anumite nevoi. Mâncarea este o nevoie a corpului fizic, fără ea nu am putea trăi, dar e o nevoie care poate fi satisfăcută foarte ușor. Deci ceea ce știm noi, 3 mese pe zi și cât mai, nu știu, 2-3 feluri de mâncare la o masă sau nu știu ce, acestea sunt excese. Corpul uman, de fapt, are nevoie de foarte puțin. Dar, da. Vreau să spun aici că Claude Bernard, părintele fiziologiei, a explicat foarte, foarte clar că mâncarea este doar o mătură. Adică funcția ei este doar de scoaterea toxinelor din organism și a rezidurilor. Noi nu ne hrănim cu mâncare, nu ne hrănim, de fapt, cu iubire, cu dăruire, cu energia divină. Sau prin abținere, prin împuținare, prin restrângere. Acelea sunt momentele prin care noi deschidem partea cerului și ne hrănim cu viață. Lumea exterioară și posesiile ei, de fapt, ne iau din această energie. Și sunt un lucru periculos. Și noi căutăm, de fapt, exact ceea ce ne face cel mai mare rău posibil. Căutăm stabilitate, bunăstare, siguranța vieții, bogăție, savoare. Și sunt exact lucrurile care nu ne iau din mine. Da. Și vreau și eu să spun un lucru în ajutorul a ceea ce zici, în sprijinul a ceea ce spui tu. Marea majoritate a celor care, să spunem, devin vegani, dar devin vegani și mănâncă și sănătos în același timp, fiindcă poți să fii vegan și să mănânci numai prostii. Ajung să spună că au o claritate de necomparat față de cum erau înainte, li se ridică efectiv ceața aceea de pe creier și plus de asta au mult mai multă energie față de cât aveau înainte când mâncau și se îmbuibau cu de toate. Deci se simte, se vede cu ochiul liber schimbarea și la nivel mental și ca energie. Aici este o problemă vegan. De care? Că sunt doi vegani, un vegan acid și vegan alcalin. Asta spun, că sunt oameni care au grijă să nu mănânce produse animale, și sunt vegan, dar acid și atunci se îmbolnăvesc de cancer și nu știu exact de ce s-au îmbolnăvit. Da, te duci și mănânci. Pentru că face mucus și mucusul creează inflamații. Da, exact, exact. Deci cei cu mâncare neprocesată, cât mai aproape de starea naturală. Nu e suficient să fie vegan, să fie vegan alcalin. Da. Da, da, da. Așa.
Plus că și piața, fiindcă se știe că există interes major pentru veganism, s-au găsit o grămadă de companii să vină cu produse vegane, vegane, dar acide, acide. Dar acide. Da. Ca să exact. Poată să... Da. Pentru că așa noi pierdem energie în aciditate. Exact. Ego-ul se întărește. Deci la o alimentație acidă, ego-ul devine agresiv. Deci este o alimentație care, în loc să ne curețe organismul, ne îmbârsește mai tare și, întărind ego-ul, atragem singuri neplăceri în față. Da. Iată cum simplu fapt că nu ești atent la ceea ce mănânci îți pune, îți face vălul mai gros pe ochi. Alimentația ar trebui să fie așa cum a fost la început, adică să mâncăm conform bazei de date pe care o are ficatul de la începutul. Și noi mâncăm, o mâncare care nu reprezintă lanțuri întregi, în primul rând. Cea prelucrată nu reprezintă lanțul întreg. Atunci ficatul nu o recunoaște și o depozitează sub formă de toxină. Și suntem îmbârsiți de... Suntem ca un WC ambulant. Da. Deci mâncarea trebuie să fie doar mături, atât. Și același... Partea mai tristă e că același WC se găsește și în mintea noastră. Da, da. Da. Bun, trecem la... Acum că am lămurit scopul sufletului, da? Vine pe pământ ca să urce în lumea de dincolo, depășind toate atracțiile acestei lumi, el va putea urca dincolo. Da, nu le vrea. Vrei să zicem? La atribuțiile sufletului să începem să le enumerăm și să le aprofundăm. Da. Să ne intre bine... Am zis aici o listă de tot felul de lucruri pe care sufletul nu le face și în opus, în comparație, vom vedea ego-ul, că ego-ul pe acesta le dorește. Ce nu vrea sufletul aceea, de ce ei sunt opuși, sunt total opuși. Și mai mult, în momentul în care, spre exemplu, noi ne plângem că uite ce situații neplăcute am avut în viața noastră, trădări, înșelări, pierderi, sufletul se bucură. Deci când ego-ul este, nu este bine, deci are necazuri de toate felurile și neplăceri, sau pierdere, sufletul se bucură. Și invers, în momentul în care ego-ul este bine și se bucură, atunci sufletul se așteaptă pe ira. Da, da. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Hai să începem. Sufletul nu intervine niciodată. Deci el nu se impune, nu își impune părerea, nu vrea să aibă dreptate în niciun mod. El dă libertate. Deci e foarte interesant, ar trebui să se și noteze. Dacă nu, după terminarea acestei emisiuni, se pot lua notițe ca să putem să vedem și completa, fiecare să completeze, pentru că sunt atâtea aspecte. Eu așa câte mi-am dat, mi-a venit în cap, dar sunt patru cărți acolo complexe. Și am vorbit decât despre acest conflict dintre ego și suflet. Uite, și iartă-mă, Marius, acum că le enumerăm... punct cu punct, dacă sunt întrebări, neclarități, da, e bine să punem acum întrebările legate exact de ceea ce discutăm, de exemplu, că nu intervine niciodată. Marius, presupun că mai ai ceva de zis legat de asta, dar după aceea, dacă există întrebări, vă rog să le puneți, da? Că asta cu a nu interveni e foarte, foarte complex. E foarte dură. Putem înțelege și foarte greșit. Putem înțelege aiurea. Adică de acum nu mai ajungem să locuim într-un șanț că nu intervenim. Și nu e despre asta. Nu, la conflict. La conflict nu intervine. Deci el nu se bate, nu se luptă, nu se apără. Da. Dă libertate totală. Da. Doar eliberează. Deci nu vrea nimic pentru sine. Doar dăruiește. Nu vrea să schimbe pe nimeni. Nu vrea să modifice nimic. Lasă lucrurile așa cum sunt. Nu se bagă. Nu vrea să impună părerea lui. Nu vrea să se impună în niciun mod. Suntem încă la categoria nu intervine niciodată, da? Suntem trei pagini numai la categoria asta. Da. Nu vrea să impună nimic. Deci nu împinge și nu trage. Deci nu forțează în niciun mod.
nu se supără niciodată, deci în momentul în care a apărut supărarea, nu ești un divin. Și o lași. O lași cât de repede poți, ai la dispoziție 10 secunde ca să nu creezi consecințe. Da. Deci dacă te aprinzi o supărare și te ține mai mult de 10 secunde, se te vor transforma în neplăceri că vor veni din față, pentru că nimeni, absolut nimeni niciodată nu ne spune că noi creăm realitate cu adevărat. Suntem creatori de realitate. Ni se spune, să fac o paranteză, ni se spune că da, vizualizăm nu știu ce și ca să manifestăm ceea ce ne dorim, fără să ni se zică că noi creăm tot timpul, dar creăm în mod inconștient, cu fiecare gând negativ, cu fiecare critică. Noi și nu mai mult de 10 secunde se transformă în realitate. Da, și mi-ai spus tu că singur, nu se transformă... Și poți să ții gânduri din acestea de încurajare, de apreciere și de recunoștință peste 10 secunde și ele se vor transforma în realitate. Da, deci putem, când observăm că avem o supărare, un gând de nemulțumire... E adevărat, este produs de un ego care nu există. Și deci ce spune el este fals, este o minciună, da. Și oprește, pentru că va crea consecințe negative. Și nu suntem interesați de asta. Da. Deci nu se supără, nu critică, nu acuză, nu reproșează. Deci când îți vine să reproșezi, să te iei de cineva, nu te iei. Că este exact momentul în care tu trebuie să renunți. El nu așteaptă nimic de la nimeni. Nu vrea să îi se dea, nu vrea să îi se dea nimic. Nu are nevoie să fie iubit. El are nevoie doar să iubească, să doiască. Să știi că astea două, 7 și cu 8, sunt 7 și 8 pe lista mea, nu are așteptări și nu vrea să fie iubit, astea sunt foarte, foarte greu de înghițit. Sunt poate dintre cele mai amare pastile, știi? da. Și e bine să recunoaștem, cred, că sunt foarte greu de înghițit. El nu caută interesul său niciodată, ci pe al celorlalți. Face lucrurile pe dos, adică nu caută un bine pentru sine, ci un bine pentru celălalt. Deci primul gest pe care îl face, face pentru bine celălalt, nu pentru el. Da. Deci prima dată dă și dacă mai rămâne ceva, rămâne și lui. Așa cum am povestit cu când am fost în Turcia cu domnul acela, doctor în metalurgie, care se ducea de fiecare dată când se oprea autocarul și lua tot felul de mâncare, dar el se da pe toți, nu pe el. Și lui nu rămânea decât nimic. Deci și am fost impresionat de bunătatea și bunătatea. Parcă erai în un duhovnic foarte, foarte avansat. Pentru că adevărata mănăstire este în lume. Dacă reziști aici la toate tentațiile, te urci foarte sus. Da, adevărata mănăstire e în lume. Îmi place asta, o notez. Nu caută interesul său decât pe al celorlalți, am spus asta. Da. Se bucură că ego-ul suferă. Deci când tu ai neplăcere, îl se bucură. Asta este foarte interesant să spui, când vezi o neplăcere din față, să zice și ce dacă sufletul meu se bucură. Deci el vede în tot răul un mare bine. Da. E foarte important. Nu vede rău deloc decât ocazia prin care ego-ul este distrus și pentru el asta înseamnă eliberare. Fericire. Da. Deci se bucură când ego-ul are necazuri și pierde. Da. Se bucură când dăruiește, nu este atent când primește. Deci nu îl interesează să primească, doar să dea. Este stânjenit. Când îi dai ceva, nu știe ce să facă cu ce îi dai. Deci acel om care este așa timid sau nu știe... Și repede încearcă să scape de lucrul acela pe care l-a primit, el este în suflet. Nu caută liniștea sa. Nu este interesat să caute liniștea. Nu este deranjat deloc de nimic. De zgomot. Poți să spui un pic, nu caută liniștea sa. La ce te referi mai exact? Deci nu e deranjat deloc, nu are stres. Vecinul pune manele sau nu știu ce. Zgomot, da, sau cineva îl ceartă sau nu știu ce. Nu este afectat absolut nimic. Doar se uită la el să vadă ce din el a generat chestia aceea. Da. Nu se îndoiește de nimic, nu are întrebări. Deci sufletul nu are, el este întreg, este plin, nu are lipsuri. Și pe de altă parte este iubirea veșnică. Da, ai spus că nu are întrebări, dar nu pe de altă parte nu e frică să greșească.
Nu este frică să greșească într-adevăr, pentru că încearcă să mai scoate din lucrurile pe care l-ar mai avea ego-ul acolo. Este o interacțiune între ei. Continuu sunt față în față și se confruntă. Da. Dar interesant este că sufletul nu face nimic și cu toate astea învinge întotdeauna. Pentru că este chiar divinul. Divinul dă libertate totală, așa cum ne face nouă, și cu toate acestea el reușește în toate să, deci învinge întotdeauna. Marius, ai spune că dacă toți oamenii de pe pământ ar trăi în libertate totală, nimeni n-ar mai avea nicio condiționare de nicăieri, am trăi în armonie? Eliberarea este de ego, de minte. Deci toate problemele au loc la nivelul minții. Mintea creează probleme și tot ea încearcă să le rezolvă. Dar încearcă să le rezolve pe palierul ei, adică tot cu părți. Adică încearcă să peticească. Știi? Deci rezolvarea este să scap de mentalul care creează probleme. De ego. Deci când ai scăpat de ego, au dispărut problemele imediat. Dar lucrul ăsta se întâmplă. Putem să-l facem singur, printr-o observare interioară și prin decizii, prin hotărâri de schimbare a atitudinilor din viața, comportamentului, putem să facem singur, dar în același timp viața ne corectează continuu. Deci Dumnezeu, dacă tu nu faci singur, atunci vor veni corecții din afară, dar vor fi dureroase, pentru că divinul urmăște întotdeauna distrugerea ego-ului. Da. Deci când de nou ne vin din față neplăceri și necazuri, înseamnă că Dumnezeu este atent la noi. Deci are atenția și tot cerul și o mulțime de îngeri sunt atenți la noi și ne curăță sufletul, adică ne distruge go-ul. Da. Iartă-mă, după nu are întrebări. Aici a rămas să semn. Sufletul nu are întrebări. Este de acord cu totul, nu cere socoteală. Este de acord cu toate părerile. El doar alătură părerile diferite, nu ține cu niciuna. Da. Deci el nu absolutizează niciun fel de parte, el doar le alătură. Este și asta este valabil și asta este valabil. El nu intră în contradicții niciodată. El dă dreptate imediat celuilalt, pentru că interesul lui este doar să-l asocieze. Cu cât alături mai multe perspective diferite, cu atât te apropii asimptotic, poate nu atingi niciodată adevărul, dar te apropii de adevăr asimptotic. Da. Pentru că mereu vei avea nevoie, poate vei mai găsi și alte păreri diferite despre un singur subiect. Și atunci te apropii de adevăr. Deci dacă omul vrea luptă pentru un adevăr individual, propriu, particular, el de fapt vrea conflict. Da, vrea da. Suferință. Da. Pentru că ego întotdeauna caută o suferință cât mai mare. Și face lucrul acesta absolutizând părți. Absolutizează părți, elimină alte posibilități. Păi îți dau un exemplu că a fost introdus, amintesc, apin de cart. Nu? Un concept terțiul exclus care nu-ți dă posibilitatea să ai mai multe păreri pentru că omul s-a eliberat de sine. Adică, într-adevăr, decizia nu este imediată, îți trebuie un timp ca să iei o decizie, poate să treacă. Deci lumea noastră are nevoie de rapiditate. Dar japonezii, spre exemplu, ca să iau o decizie le trebuie o lună și pun pe tapet toate alternativele posibile și atunci decizia lor este cu adevărat bună. Adică cedează din timp ca să pentru corectitudinea și adevărul deciziei. Oh, deci noi nu, lumea occidentală doar se grăbește și se reglează pe parcurs prin suferință, prin greșeală. Da, deci lumea occidentală, grăbindu-se, nu își ia timpul să își pună pe masă toate posibilitățile, toate perspectivele. Da, trăiește în pericol continuu și nu alege căile cele corecte, adică consider că se va regla în timp, prin greșeală și prin pierdere și prin suferință. Da, 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 da. Dar este o lume conflictuală asta și nu este natura noastră. Mm-hmm. Nu se îndoiește de nimic, nu are întrebări. Este de acord cu totul, nu cere socoteală, nu vrea să aibă dreptate. Deci aici e un lucru foarte interesant, de dreptate întotdeauna celuilalt. Deci într-o discuție, nu își susține adevărul absolut deloc, ci din contră se bucură când asociază o altă părere, chiar dacă
Deci el nu împarte în bine și rău. Deci nu zice că ceva este mai bun decât altceva. El caută adevărul prin suma tuturor părerilor adăugate. Este ca în calculul vectorial. În calculul vectorial, fiecare vector se pune cap în cap, așa, la adunarea vectorilor. Și se creează o sinteză. Și sinteza aceea, rezultanta aceea, care leagă originea și cu sfârșitul ultimului vector, este părerea cea mai bună. Deci nu urmărește să țină de o părere anume, ci el vrea cât mai multe păreri diferite. Indiferent cum sunt, pot să fie prostești, nu contează. Da. Spre exemplu, cineva a făcut o experiență, a avut o temă concretă și nu reușea să iasă din această temă, să găsească o soluție la problema respectivă. Și a făcut un felul următor. A început să scrie pe bucăți de hârtie tot felul de idei care îi veneau și a început să le taie astfel încât, și pe aceea a început să le aranjeze în moduri inedite. Și așa au rezultat, să zicem, 10 idei la care nu s-a gândit deloc și a putut să iasă din cutie. Pentru că noi avem o formă de inerție. Lucrăm cu o comoditate a minții, unde are niște tipare și ieșim cu foarte mare greutate din cutie. Și da, trebuie să îți învingi această limitare și nu o poți decât cu idei diferite. Acum bine că există inteligența artificială, poate să așeze ideile în moduri ciudate și poate să se ofere perspectiva diferită. Dar soluția pe care o avea el în față nu putea să iasă din tiparele pe care le avea. Vreau să clarific ceva aici. Când spui că ființa divină dă mereu dreptate celuilalt și caută cât mai multe păreri diferite, asta înseamnă că unul nu ține cu dinții de propria ei părere, dar pe de altă parte... Nu, n-are părere. N-are părere proprie. Ea își face părerea proprie în măsura în care alătură cât mai multe aspecte diferite. Aha. Atunci ea obține o părere proprie, dar și atunci este deschisă la orice adăugare. Da. Deci el, lucrul cel mai sigur în lume este neprinderea, adică curgerea. El nu părăsește curgerea niciodată. El este continuu deschis, în absolut deschis tot timpul, la orice aspect diferit. Că mereu poate apărea ceva care să-ți dea peste cap teoria, ceva de genul? Exact, și este deschis tot timpul până când va apărea ceva care să-i nege tot ce a considerat el că este un adevăr. Deci e deschis tot timpul. Deci rămâne în deschidere. Dar lucrul interesant este că ceea ce vine din față vine tocmai ca să te ducă în starea aceasta de desprindere totală. Când ajungi în starea de desprindere, nu mai vrei niciodată o parte, pentru că partea îți va crea durere. Da. Deci se va lega. El nu poate să se lege, efectiv. El fiind iubirea toată, el îmbrățișează totul în mod egal și nu vrea și nu-l interesează să lupte pentru nimic. Mă gândesc cât de atașați suntem noi de sistemul nostru de valori, încât suntem în stare să luptăm până în pânzele albe pentru ceva ce îi cusut cu ața albă, numai ca să nu fim nevoiți să zicem, bă, stai că se pare că sistemul meu de valori are o breșă și uite că s-a dat peste cap și să trebuiască să renunț la el. Deci da, suntem în stare să luptăm pentru el. Uite, spre exemplu, ești într-o discuție cu cineva. Te-ai dus la un bistro și față în față nu beți o bere și mâncați o ciorbă de fasole. La ciorbărie și plăcinte. În București sunt asemenea magazine din... Ciorbărie și plăcinte, așa. Da, din Basarabia. Și stai și discuți cu celălalt. Și dacă celălalt te contrazice, tu îi dai dreptate imediat. Pentru că este ocazia prin care el te contrazice ca că simte o nuanță de ego la tine, de îndreptățire și vrea să o distrugă. Deci îți face un bine. Deci prin omul din fața ta, Dumnezeu de fapt te împinge în iubirea orice a fi. Și singura soluție este să abandonezi. E ok, de exemplu, când cineva, în exemplu pe care l-ai dat tu, spune ceva, spune părerea, e ok să spui și tu părerea, dar și să zici, da, foarte bine, fiecare cu părerea lui, sau nici nu are rost să spui părerea? Dacă solicite cineva părerea, o spui. Aha, dar deci nu ai nevoie decât să te păstrezi în starea de liniște. Pentru că celălalt îți va lua interiorul tău. Da.
Exista așa o mică glumă pe care am scris-o, nu cred că, nu pot să o reproduc în tocmai, un ucenic vine la maestru și îl întreabă, este adevărat, sunt oameni care nu spun adevărul. Și maestru zice, da, ai dreptate. Dar nu întotdeauna este adevărat lucrul acesta. Și da, ai dreptate. Deci, pentru maestru, toate situațiile există și nu poate să nege niciuna din ele. Pentru că a nega intra, înseamnă a intra în ego. Deci, da, când lupți și te aperi, intră în ego imediat și sufletul nu poate să-și permite lucrul ăsta, că își neagă natura. Deci el trebuie să rămână doar în iubire și va rămâne întotdeauna veșnic în iubire. Iubirea acceptă orice. Deci iubirea acceptă orice părere. Noi vorbim aici numai despre iubire. Sub soare. Da. Deci noi vorbim numai despre iubire și probabil că o să fie infinite situații în viața noastră. Mm-hmm. Dar te uiți acolo, dacă în situația respectivă există o raportare la interesul propriu, acela este ego. Sufletul nu vrea nimic pentru sine. Deci dacă nu vrei să susții dreptatea, adevărul, binele, liniștea și nu lupți pentru tine, tu ai rămas în suflet și este esențial, pentru că realitatea va crea consecințe. Deci dacă tu rămâi în suflet, din față va veni numai iubire, ceea ce ești tu. Deci, să vezi ce interesant este. Deci nu e nevoie să lupți cu exteriorul ca să-i faci ceva, să se schimbe. Nu. Ești tu numai iubire și exteriorul se schimbă automat singur. Și oamenii. Că Marian, spre exemplu, din Canada, care vorbește și povestește despre dieta doctorului Sebi cu alimentația alcalină, spunea chestia asta, că am încercat toate teoriile din lume și maestrii din lume, de la Osho, Sagrada, Eckhart Tolle, Maharaj și Bruce Lee. Dar nu am toți limbi complex, pentru că în momentul în care intram, aveam un conflict, uitam toate teoriile imediat, ideile de prezent și mai departe și începeam să atac. Și numai în momentul în care tu ai spus nu critica, atunci am realizat că noi suntem cel care nu critică niciodată. Deci e foarte simplu să te dezidentifici de, și este și în interesul nostru, că dacă nu facem lucrul acesta, o pățim. Suportăm consecințele. Pentru că atacul nostru ne va veni din față și mai puternic va veni până ne zdrobește. Marius, ai spus adineaur că sufletul nu se raportează la interesul propriu. Eu, de obicei, când mă gândesc la interes propriu, asociez cu ceva material. Dar nu e vorba numai de lucruri materiale, cum ai zis tu, despre convingeri, păreri, nu știu ce altceva mai băgăm stare aici. De bine, stare de bine. Stare de satisfacții, bine. Satisfacții, comodități. Da. Deci să nu le vrei. Spre exemplu, te duci în tramvai, ești foarte obosit, ai muncit o zi întreagă pe șantier, ai vrea și tu puțin să stai jos. Nu stai jos. Adică nu faci că dacă ai sta jos, tu ai începi imediat un program de autodistrugere. Deci dacă alegi comoditatea, alegi autodistrugerea. Că alegi un bine pentru trup, dar lovești în suflet, pentru că începi să pierzi energie. Când te-am zis, mereu restrângerea trebuie să fie mai mare decât satisfacția lucrurilor, pentru că satisfacerea plăcerilor îți ia din energie și începi să mori. Da. Numai restrângerea are puterea să deschidă poarta cerului, să ne încarce cu sănătate viitor și aceea ne plângem degeaba. Închipuie să, am mai spus lucrul acesta, vine cineva la un psiholog și tot ce spune el este o plângere. Nimic din ce spune el nu este adevărat. Iar ceea ce se întâmplă este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Deci nu poate psihologul să ia ceea ce i-a dat Dumnezeu, pentru că Dumnezeu tot ce face este perfect. Și dacă i-a dat necazul, neplăcere, înșelare sau trădare, înseamnă că are orgoliu mare și de ăla avea nevoie. Deci oamenii se duc degeaba ceea ce se întâmplă și dacă le sfătuiește, nu știu ce, da, e adevărat, celălalt este vinovat și ne întărește vouă mai tare, va chema neplăcere și mai mare. Da. Pot extrapola exemplul tău la faptul că noi ne ducem acum la preoți, la biserici și cerem rugăciuni ca să se oprească o anumită situație, fiindcă na, nu ne convine, dar e, cum zici tu, e exact lucru de care avem nevoie ca să ni se scadă ego-ul. Sigur. Așa. Deci nu ai ce să ceri. Este, deci lucrurile de care te plângi, de acelea ai nevoie. Da. Sunt lucrurile cele mai bune, pentru că vin de la Dumnezeu și tot ce ne dă, El este perfect.
E ca și când am zice, tu, Doamne, de ce îmi dai acest necaz prin care tu îmi distrugi mie ego-ul? Deci toate necazurile, neplăcerile care vin din față sunt pentru distrugerea ego-ului nostru. Păi sunt bune. Ne salvează sufletul. Pentru că ego-ul începe să împingă sufletul, îl presează și duce dincolo de linia roșie subțire și apoi el va trebui să comande extinția. Deci suntem în pericol de moarte. Deci noi, cu cât facem mai multe, acordăm asta, o clipă, cu cât acordăm mai multe satisfacții și plăceri trupului nostru, noi cu atât ne apropiem mai repede de moarte. Iar la nivel colectiv, cu atât mai mult ne apropiem mai repede de război, cataclisme. Exact. Pentru că noi punem pe primul plan ceea ce este secundar. Deci lumea, materia, trupul sunt absolut secundare. Nu poți să le pui pe primul plan pentru că încep să pierzi viața. Da. Bun. Hai departe. Nu vrea să învingă. Deci el se lasă mereu pe sine învins. Asta este un lucru foarte important. Deci când ești într-o situație de conflict, tu îi dai dreptate celor și te-ai lăsat. Când te-ai lăsat, atunci a apărut iubirea în tine, te-ai dezidentificat de ego, a devenit suflet și atunci începe să se restaureze, să se reface situația de viață. Și e indiferent rezultatul. Uite, am dat exemplu mereu cu Lazarev. A povestit despre doi tineri. Unul din ei era mai viclean și celălalt era cu minte. Cel viclean a făcut un împrumut mare de la cămătari. Au venit după aceea cămătarii să-și recupereze banii, ăla a fugit și l-au găsit pe ăsta cu minte. L-au legat de calorifer cu niște cătușe și unul din ei a ridicat o rangă de metal să lovească în clap. În clipa respectivă, el a renunțat la viață pentru că nu mai avea nicio șansă. În momentul în care renunți la viața ta, te-ai decuplat de ego și te-ai cuplat pe suflet. Și imediat Dumnezeu i-a oprit ranga în aer. Da. Deci, fantastic. Deci, intervenția divină este instantane, dar trebuie să lași, că dacă el avea rezistență și încerca să se zbată și mai departe, o pățea. Mai poate fi oare și faptul că, să zicem, că lui nu i-a trecut nici prin cap să dea vina pe frate-su pentru situația în care e? Exact. Deci comportamentul lui corect în timpul vieții, zilei, era acesta de abandon de sine. Deci lui era mai înclinat spre a fi suflet, a trăi ca suflet, decât ca ego. Deci nu a avut în repertoriul lui tipare de reactive. Pentru că acela era... De aici se vede ce importanță este pe viață și pe moarte. Noi dacă susținem ego-ul, interesul personal, ne pierdem viața, iute. Deci nu se poate, pentru că natura are în baza ei iubirea, în fibra ei, și tot universul nu poate să supraviețuiască dacă nu ar trăi iubire. Da, și deci, dacă dăm vina pe alții pentru situațiile în care ne atacăm pe Dumnezeu, deci orice atac al nostru critic este atac la divin. Când atacăm pe omul din fața noastră, atacăm pe Dumnezeu, că noi nu știm că omul acela este chiar divin. Sub o anumită formă. Sub o formă a unui om nepriceput, unui om murdar, de care noi am putea să-l desconsiderăm, care are purici pe el și miroase urât, dar este tot divin acolo. Sau cineva care ne deranjează și ne face o răutate, este tot divin acolo. Dar neplăcerea vine ca să ne distrugă ego-ul. Întâi pornește din noi, ego-ul nostru a fost foarte mare, orgoliu, și atunci se transformă într-o realitate din față neplăcută. Deci trebuie să știm clar că omul care ține de ego-ul, de interesul personal, va trebui să o pățească în modul cel mai dur posibil. Și, repet, în Tao Te Ching, în cartea a treia, am pus traducere integrală din Tao Te Ching, cartea sfântă a chinezilor, veche de peste 6.000 de ani, unde se zice așa, oamenii care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală. Nu mai spun că în lumea de dincolo nu poți să urci. Și vreau să mai spun un lucru care îmi pare nostil, la una dintre emisiunile la o televiziune importantă, am fost cizurat cu toată emisiunea, împreună cu domnul Dan Puric, dânsul la altă emisiune cenzurată, eu de altă factură, pentru că am spus că oamenii care sunt atașați de și sunt nebuni să câștige, să adune, să aibă cât mai mult, nu au cum să urce numai de dincolo, pentru că posesiile sunt ego, adică sunt greutăți la urcare. Seamănă cu sacii de nisip la un balon și nu îi lasă să urce mai sus. Și atunci rămân în zona de jos, în partea stângă, unde este descrisă foarte bine de Ilie cea armată a morții și de săvârșirea sub fluviu de gânduri și acolo scrâșnitul dinților. Dar
Și am fost cenzurat pentru chestia asta, pentru că se susține și se propagă lăcomia de viață, pentru că prin lăcomie de viață omul se atașează, după aceea este frică, pierde ceea ce posedă și vin în ființele întunecul să rănesc cu această frică. Asta s-a făcut dintotdeauna, deci lumea nu este condusă, este condusă de forțele întunecului, pentru că omul este lacom. Marius, pot să avem o întrebare mai de mult de când am auzit prima dată când ai zis că omul care e lacom, care e preocupat numai să adune, va avea o moarte brutală. Și vreau să te întreb care e explicația în situații unde clar omul respectiv nu a fost lacom, dar tot a avut parte de o moarte brutală, gen Mahatma Gandhi, care a fost asasinat, sau Martin Luther King, care și el a fost asasinat. Da, Mahatma Gandhi. Diferența. Da. Nu sunt desăvârșiți. Păi mulți au, mulți înțelepți indieni, nu? Maharishi, parcă nu, sau nu știu cum se pronunță. Nu, Nisargadatta, Punja sau Punya, nu știu cum se pronunță. Au murit de boli în acesta incurabilă. Da, poate să fie și ceva legat de karma, că speli nu, karma. Nu, nu, vine din faptul că și-au permis să fie învățător pentru oameni, dar nu au spus cum să ajunge acolo, pentru că era incompletă informația lor. Spuneau, află cine ești tu. Păi, da, dar cum ajung eu să aflu? Care sunt etapele? Ce trebuie să fac în comportament? Că trebuie să preiei însușirile divine ale lui Dumnezeu. Cum se comportă Dumnezeu? Așa să te comporți și tu, dar cine are curajul? Pentru că Dumnezeu nu intervine niciodată, tu chiar la asta să te gândești. Când îți vine să ceri socoteală cuiva sau să îi reproșezi, trebuie să te gândești că în clipa, că ce ar face Dumnezeu în situația respectivă. Mereu să-ți pui această întrebare, ce ar face El? Sau ce ar face sufletul? Ce ar face iubirea? Păi iubirea eliberează automat, nu discută, nu-l interesează un bine pentru sine, un adevăr al său să-l susțină. Nu luptă pentru nimic. Deci în măsura în care omul se asociază cu puterea maximă a universului, că asta înseamnă iubire, să nu vrei ceva de la, să nu intervii, să lași viața să fie cu vrea ea, așa cum Dumnezeu face cu noi. Și să nu te deplasezi pe mai mult, pe mai mare, mai sus, mai plăcut, ci invers. Nu ne place chestia asta, dar trebuie să ne deplasăm spre puțin, pentru că Dumnezeu este în puțin, este în simplitate și modestie, este jos, jos de tot, călcăm pe El, se face praf în fața noastră, El este asemuit în Tao Te Ching cu apa, pentru că apa este absolut de moale și de vulnerabilă, adică se lasă înfrântă, nu rezistă și cu toate aceasta este puterea cea mai mare. Este imensă, puterea ei este imensă, este incalculabilă. Da. Deci noi ar trebui să fim ca și apa. În toate situațiile de viață să fim buni, blânzi și îngăduitori la infinit, să nu ne împotrivim, pentru că ce vine din față vine de la divin. Dumnezeu îi pune pe oameni să ne deranjeze în toate modurile posibile, ca să ne scadă orgolul și să ne salveze viața. Deci noi îi dăm o semnificație greșită neplăcerii. Neplăcerea, de fapt, îți dă viață și îți dă sănătate și viitor. Dar numai ție și celor dragi. Deci ai nevoie să accepți. Nu există decât acceptare. Nu există comentariu interior. Nu există. N-ai la ce să comentezi acest vine din față. Nu te poți opune. Nu te poți împotrivi. Dacă te împotrivești, vei fi lovit din față cu forța cu care tu te împotrivești. Adică îți vine înapoi, sub o anumită formă. Spre exemplu, un prieten al meu zicea, mi-am permis să gândesc ceva, doar să gândesc ceva rău despre un prieten al meu și după o săptămână, prietenul acela mi-a făcut o răutate așa de mare și gratuită de nu venea să cred că poate să fac așa ceva, dar nu am reacționat, pentru că mi-a dat seama că mi-a venit înapoi ceea ce am gândit eu. Știi cum, el a mai avut experiențe de genul acesta. Spre exemplu, în somn a visat un înger globular și el gândea ceva rău, critica pe cineva și în clipa respectivă, deci vorbea ceva urât despre soția lui sau mai știu ce. Și acel atac s-a dus spre acest înger, deci în spate este divinul, spre înger, și îngerul s-a transformat într-o oglindă concavă și a întors înapoi atacul și după aceea zice, am fost țintuit în pat, de nu mă mai puteam mișca o noapte întreagă. Deci m-a țintuit în pat, în pat, un singur gând.
Ce forță are, ce imensă forță are gândul. Deci, gândul este armă, este dorință de a ucide. Orice gând negativ este dorință. Dar ne lovim pe noi. Pentru că imediat Dumnezeu ne pune o oglindă în față și ne întoarce atacul. Poate am legat de asta sau că gândul ucide. Am citit o chestie foarte interesantă, niște practici. Cred că și voodoo intră la categoria asta, dar, de exemplu, în armate, prin diverse, cum le spune, diviziuni din astea mai secrete, se practică tot felul de tehnici de genul, iei un cuțit, o grămadă și mulți indivizi încep să spună lucruri de ură către acel cuțit. Deci tot ce le vine la gură, tot ce e mai oribil și tot cât mai plin de ură și încarcă acel cuțit cu o energie foarte negativă. Apoi iau acel cuțit și trebuie să aibă grijă cum îl ia, fiindcă devine foarte puternic și îl duc la persoana care trebuie să fie asasinată. Îl pun la îndemână și fiindcă cuțitul a fost încărcat cu acea energie întunecată, are o atracție foarte mare încât persoana respectivă care e lângă cuțit nu se poate abține să nu-l ia și singură să-și facă felul cu ea. Deci, programare. Și pe partea cealaltă, da, programare. Și pe partea cealaltă înseamnă, cum povesteai și tu cu amuletele, da? E valabilă și reciproca. Spui lucruri frumoase, de iubire, da. Încarci un obiect și apoi... Înapoi. Poți să încarci orice și o piatră obișnuită. Nu-i nevoie să fie semiprețioasă sau prețioasă. Sau cristal, da, da, da. Sau mai știu ce. Orice piatră. De asta urâtă. Da. Astea semiprețioase sau cristalele, nu știu, habar n-am că nu mă pricep decât foarte, foarte puțin, dar cred că au capacitatea de a potența cumva, de a amplifica. Nu sunt sigură, e doar o părere. Așa, în nici fine, nici eu nu sunt sigură, pentru că în spate este divinul, deci orică. El îți întoarce doar ceea ce ai spus tu. Și îți poate întoarce orice. Mm-hmm. Ții un creion și l-ai. Exact, da. Și o bucată de lemn. Da. Da, 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 da. Nu e că un lemn e mai sfânt ca celălalt sau e mai... Da. Sau apa, dacă reușești să spui înainte câteva cuvinte frumoase apei, e binefăcătoare. Devine medicament. Da, 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 da. Și noi apa de la biserică. Da. Da. Noi practic avem la îndemână niște soluții atât de simple și atât de gratuite, da? Gratuit, da, da. Nu are grad de comparație, dar totuși e absolut gratuit și nu profităm de ele fiindcă nu știm, nu ni se zice sau trebuie să cauți o grămadă până să ajungi la informația asta. Așa este. Așa, unde eram? Mai departe, nu vrea să câștige său, încă nu urmărește interesul propriu, ci al celuilalt. Deci primul gest îl face pentru celălalt, nu pentru el. Își dă întotdeauna bine, asta este un lucru foarte important, pentru că înseamnă că când ai pe cineva lângă tine, încerci să-i oferi celuilalt ce este mai bun și mai plăcut. Nu păstrezi pentru tine. Și chiar dacă nu este prezent, faci în așa fel încât să aibă și ceilalți. Nu mănânci tu totul, nu e tu totul. Își dă întotdeauna binele, nu vrea bunăstare, nu caută ușorul și comoditatea și stabilitatea. Deci asta înseamnă că, așa cum am spus, dacă ești obosit și ai vrea să stai jos, nu stai jos. Dacă cineva te solicită, ești obosit și cineva te solicită să te trimite la cumpărături, te duci la cumpărături chiar dacă ești. Adică nu te aperi. Niciodată. Nu-ți aperi binele pentru că se întărește ego-ul prin apărare. Și trebuie să înțelegi că dacă ți-a venit solicitarea aceea, a venit de la Dumnezeu și știe El de ce să o trimite. El caută întotdeauna nesiguranța, nu caută siguranță și mai mare. Nu este afectat de nimic, vede în tot răul mare bine, acordă întotdeauna circunstanțe atenuante. Asta este și un joc, că discutam noi despre Poliana. Pentru că întotdeauna trebuie să vezi în orice rău mare bine. Și asta se exersează dacă cauți cel puțin 5 circunstanțe atenuante la ceva care te-a nemulțumit,
vine un moment în care apare o stare de liniște și de acceptare. Și liniștea aceea înseamnă că nodul energetic a început să se facă, se dizolvă. Acum răspunde și la întrebarea cum se șterg aceste programe. Așa, da, în modul acesta se șterg, prin acceptare. Acceptare, cedare, renunțare, retragere, abținere, restrângere, toate lucrurile acestea distrug programele autodistructive care ne vin din spate. Da, cine și... știe cine, la cine știe. Și vreau doar să specific, ai zis că acordând circumstanțe atenuante până când apare liniștea, se șterg nodurile energetice. Aceste noduri energetice mai târziu se transformă în bol, nu? În dacă bol, în necazuri, în neplăceri, în pierdere. În pierdere și în atacuri din față. Da. În un moment când ele devin foarte puternice, atunci se transformă, adică putere de materializare. Noi grăbim o materializare prin repetiție, adică ne gândim mereu la faptul că în situația nu știu care am pierdut ceva, cineva ne-a făcut ceva. Și ne gândim mereu la această situație conflictuală. De fapt, noi o întărim, aducem în viața noastră, după aceea materializăm tot felul de situații asemănătoare care vin ca să ne învețe că trebuie să ne lăsăm și dacă nu ne lăsăm, ele se întăresc și mai tare și se pot transforma după aceea în boli. Deci el acceptă întotdeauna fără discuție, deci nu comentează niciodată, ci cedează mereu. Da. Nu reproșează, nu ripostează și oferă ajutorul gratuit, face totul pentru ceilalți, nu pentru el. Nu e interesat să facă ceva pentru el, nu se apără niciodată. Da. Nu se potrivește la nimic și nu rezistă. Dă voie lucrurilor să fie cum vor ele, nu luptă pentru sine, nu se apără, nu caută dreptatea sa, dă întotdeauna dreptate celuilalt. Zice mereu da. Nu vrea un mai mare bine pentru sine, nu vrea mai mult, mai mare, mai sus, mai plăcut. Aici mai la... savuros. Deci, pe exemplu, la mâncare, o clipă, la mâncare nu caută o mâncare care e savuroasă, ci se mulțumește cu mâncare. Ele merge întotdeauna invers decât merge ego. Putem un pic să lămurim, zice mereu da, că putem interpreta în fel și chip, zice mereu da. Dăm cheile la mașina ta, poftim. Nu, sau zici așa, iată, nu, da? La conflict, iarăși ne referim iar la să conflict. La conflict. Deci vine cineva și zice, nu ai dreptate. Eu zic că este așa și începe să-ți spună cum crede el de cuvinte. Și tu zici, da. Da. Așa este, cum spui. Deci accepti părerea respectivă, după care poți să-l încurajezi să găsească și o altă părere. Deci în clipa respectivă deja începi să ieși din cutie. Nu știu dacă celălalt va vrea chestia aceasta, dar pentru tine este suficient să spui da la ceea ce vine din față. Vine cineva și te solice, du-te la cumpărături, du-te și fă asta, te duci și faci, chiar dacă ești obosit. Deci mereu faci ceea ce ți se spune, adică ești ascultător. Da, ok, bun. Deci... practic, aceste atribuții ale sufletului pe care noi le enumerăm aici sunt valabile la conflict sau când suntem noi într-o stare de comoditate. Exact. Și de... Trebuie să fugi de comoditate. De satisfacerea simțurilor. Da, să fugi de comoditate. Da, ok. Deci nu că mergi pe stradă și te agață cineva și tu ești obligat să te duci cu acea persoană că trebuie să zici da, că sufletul zice da. Comoditatea te atașează foarte ușor și în momentul în care apare atașamentul nu mai vrei să lași ceea ce ai și începi să lupți și să te apăr și intri în conflict. Cu oricine și chem deranjul, chem pe cineva care să te deranjeze și atunci începi să lupți. Deci, din sensul ăsta este periculos atașamentul. Nu vrea mai mult bine pentru sine, nu vrea mai sus, mai plăcut, am spus. Se mulțumește cu puțin, modest și simplu, deci el merge invers, în jos, nu merge în sus. Da. Se opune ego-ului, nu vrea mai comod, mai îmbelșugat, mai frumos, mai puternic, mai sigur, mai stabil. Caută nesiguranța cea mai mare. No, aici putem să aprofundăm un pic. Caută nesiguranța cea mai mare. Da, adică
se aruncă în față în toate situațiile care îi vin din față, fără să se protejeze, nu se protejează. Putem nu caută nu caută stabilitatea lui, nu caută să fie bine, nu fuge. Din adică, contră, e curajos, e curajos. Nu-și face griji pentru ziua de mâine. De mâine și nu se protejează. Face. Nu se protejează da. Niciodată. Uh-huh. Nu se apără. Cu alte cuvinte, iese foarte des din, adică iese din, n-are nicio problemă să iasă din zona de confort. Exact, iese oricând imediat în, l-ai mișcat, s-a mișcat pentru tine. Nu se uită la nu sine. Are frici, nu... Fiindcă nu are frici, că frică da. De noi să ieșim din zona de confort. Adică el urmărește un principiu invers, nu vrea liniștea, nu vrea stabilitatea, comoditatea, ușorul. Nu vrea ușor. Ușorul, da. El se bagă unde e greutatea cea mai mare. Adică îi plac provocările. Îi plac provocările pentru că numai așa el se dezvoltă. El știe foarte bine că a venit pe pământ să crească. Eu când am venit pe la jumătatea distanței, am spus lui Dumnezeu, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Nu i-am spus dăm plăceri sau comodități. Mm-hmm. Am spus da. Greutăți, adică lucruri neplăcute. Pentru că numai așa poți să te verifici pe tine și să crești. Da. Nu are da. Nemulțumiri. Niciodată nu este nemulțumit de nimic, nu se plânge de nimic. În momentul în care te plângi, automat ești în ego. Așa îți dai seama. Nu ia niciodată lucrurile personal. Oh, da. Nimeni nu-i face nimic. Și nici nu le ia în serios. Este neatent la exterior. Ceva neplăcut, el nu ia în serios. Da. Este neatent la exterior, distrat și dezinteresat. Ca într-un film comic cu Pierre Richard. Pantofiorul roșu, sau cum se numea. Deci este distrugător, este un distrugător al stabilității lucrurilor. Nu le vrea stabile, le destramă stabilitatea. Da. Și din cauza asta este liber. Stabilitatea e a ego-ului, fiindcă noi suntem ego-ului, da, schimbare. Exact. Dar ego-ul nu vrea schimbare. Da, da. Da. Deci el nu interesează să fie lucrurile cum sunt într-o anumită ordine, să fie perfecte, nu caută perfecțiune, ci el este mereu pe dos. Sau ca și Colombo. Colombo avea o mașină urâtă și veche și nespălată și nu știu ce. Deci sufletul este anti-perfecțiune, împotriva perfecțiunii. Adică el acceptă totul în mod egal, nu este afectat de absolut. Nu face diferențe între un om care miroase urât sau are păduc un om care este bine aranjat. Nu, pentru el este sufletul divin acolo. Deci el vede lucrurile în mod egal. Se bucură când ego-ul suferă necaz, neplăceri și suferințe, am spus, este eliberarea lui. Sare în ajutor celorlalți continuu, deci nu caută un bine pentru sine, iubește pe toți la fel. Dăm un pic, Marius, la aici, la sare în ajutorul celorlalți continuu. Se oferă. Da, putem face un pic diferența că, uite, câteodată să sare în ajutorul cuiva e de fapt să intervii. Cum facem diferența între a sări în ajutorul cuiva în modul, la modul la care o face sufletul versus ego-ul, a interveni? Ego-ul intervine cu dreptatea lui, cu adevărul lui. Atunci este determinat să intervină impunându-și părerea. El doar se impune. Pe când sufletul nu intervine, ci sare în ajutor, adică susține orice situație care, la care el poate să ajute. El este ziditor continuu, e continuu ziditor. Și vrea doar să susține viața. Nu vrea să se impună o anumită formă. Și nu vrea nimic în schimb. Nu vrea nimic în schimb. Da, e foarte important de spus. Nu vrea nimic în schimb. Cumva atunci când noi sărim în ajutorul cuiva, dar avem așteptări, înseamnă că ego-ul e cel care e intervenția. Da. Sufletul nu are așteptări, nu așteaptă nimic, nu are nevoie să fie iubit și apreciat. Da. Numai un pic, uite, avem o întrebare la subiect. Uite, fără să-i se ceară, chiar și când nu ți se cere ajutorul legat de a sări în ajutorul celorlalți? Nu.
Nu, am mai discutat lucrurile acestea și Da. e mereu aceeași întrebare. Sare în ajutor în momentul când celălalt, pe exemplu, s-a încovoiat și dacă presiunea greutății l-ar depăși și a cauzat ceva, el sare în ajutorul lui să-i preia din greutăți. Deci el asta face întotdeauna, preia din greutățile celorlalți, le susține greutățile și nu acuză pe nimeni pentru nimic. Preia greutăți în sensul ăsta. Adică când nimeni nu s-ar duce la cumpărături, el se duce. Când Da. nimeni nu s-ar oferi să facă ceva, el o va face. O va face pentru că nu se uită la el, la avantajele sale, nu-și caută avantajele. Deci nu are nevoie să fie iubit și apreciat, deci nu e deranjat de nimic, el nu știe cât să dea. Se simte bine oriunde, nu împarte în bine Da. și rău. Nu împarte în bine și rău. Se simte bine oriunde. Putem și aici un pic să Păi tu dezvoltăm. poți verifica foarte bine, spre exemplu, părintele, cum îl cheamă? Nu vine ca cum îl cheamă, dormea în staulul cu vaci, undeva într-un loc restrâns unde nu te putem mișca. E bine, metoda asta se aplică și în mănăstirile zen din China sau Japonia. Oamenii sau Shaolin, oamenii se autosupun la situații dificile pentru ca să nu se atașeze de comoditățile vieții. Pe exemplu, ăia de acolo dorm pe sfoară. Am discutat noi data trecută, ultima dată, că am cunoscut un om care conduce lumea, care dormea pe un pat fără de scânduri, fără saltea. Deci el se autolimitat foarte mult și nu era afectat de nicio pierdere. Era desprins. Și Și atunci era inspirat. raportul. Era inspirat. Deci, lucrul cel mai important în viață și cea mai mare bogăție este să fie divinul cu tine. Dar ca să fie cu tine, ego-ul trebuie să fie retras, ca să aibă loc unde să intre. Și atunci ești inspirat. Și dacă ești inspirat, el va face pentru tine tot ce este mai bine pentru sine. Deci, Și hai să ne raportăm un pic la noi, la oamenii normali, care nu avem ce căuta prin mănăstiri, să dormim pe acolo. Adică să facem ascultare sau așa. Să zicem că ne rezervăm o vacanță și ne luăm, nu știu, la 4 stele, la 5 stele, deși sufletul probabil că nu-l interesează, poate să fie și de 2 stele, și de 1 stea, și de 5, pentru el e același lucru. Dar să zicem că ne luăm la 4 stele, da? Și mergem. Și camera de hotel, nu știu, baia are mucegai pe faianță. Și noi, păi nu se poate, am plătit atâția bani și te duci la recepție și faci zarvă să-ți se dea o cameră nouă că asta are mucegai pe Stop, faianță. stop, stop. Faptul că ai luat la 4 stele este un program de autodistrugere, că vrei ceva mai mult. Faptul că reproșez că, uite, am găsit mucegai, este un alt program de autodistrugere pentru că nu accepti să se dea Dumnezeu. Dumnezeu special îți dă asemenea condiții pentru că ai o rolul mare și trebuie să salvezi sufletul. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, vor urma neplăceri și mai mari. Da, Sau da, 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 pierde. exact. Deci cu cât te plângi mai mult, cu atât. Da. Când apar situații din asta, trebuie să zici așa îmi trebuie. Așa Da. îmi trebuie ca o mantră. Uite, o Bine întrebare legată. face, bine face. Da, deci am discutat mai devreme. Este bine să ajuți pe cineva care are un accident, o neplăcere? Exemplu, când am căzut, m-a ajutat cineva să mă ridice. Sigur că da, este bine, pentru că sufletul este cel care seamănă în ajutorul celuilalt în momentul în care o situație critică. Exact. Ego-ul nu intervine decât condiționat, adică cu interes, dacă are interes acolo. Da, Dacă nu are da. interes, nu intervine Exact. și te lasă acolo așa baltă. Și mai vreau să spun că de multe ori acel interes este foarte ascuns. Câteodată poate să fie ca să nu sufăr eu. Adică vreau să-l ajut pe celălalt. Fiindcă este un om drag mie, el trece printr-o situație care i-a fost dată de divin ca să-i scadă ego-ul și suferă. Eu îl văd că sufăr, îmi este un om drag și Da, ca dar să nu nu l mai ajungi decât sufăr dacă îți eu cere. pentru el, Nu l vreau ajungi decât dacă îți să... cere.
Nu. Da, asta zic, Nu că l-aș și asta vindeca e dacă cere. e Pentru că el are aleatoriu, nevoie să de-aia evolueze și evoluează în da. modul acela, prin durerea respectivă. Uite o modalitate de Și trebuie să-mi încălcare. ceară. Dacă îmi Da. cere, chiar dacă e dată suferința de sus ca să-i se scadă ego-lui, dacă îmi cere, eu atunci pot să ajut. Uite, există două exemple, dau. Posibilitatea de încărcare cu energie și destrămarea programelor negative din spate. În Japonia, trei, de exemplu. În Japonia există un club de spălare a WC-urilor. Și în clubul acela, majoritatea celor care sunt în clubul acela sunt oameni bogați, avocați, doctori, oameni bogați cu stare. Ce fac? Ei bat la ușa oamenilor și întreabă, nu vă supărați, ne dați voie să vă spălăm WC-ul? Asta este un exercițiu, adică e de umilință, pentru că ei se fac în sura în care omul se limitează pe sine și se umilește, atunci se șterg programe negative și nu mai și le va fi bine în viața lor. Sau în India există un oraș Rishikesh, oraș cu cei mai mulți sfinți pe metru pătrat, unde templele dau mâncare gratuită la oameni sărmani. Cine crezi tu că face mâncarea și curățenie Bogații? acolo? Oamenii bogați. Da, da, Deci, da, da. bogații, doctori și avocați, ce sunt ei, politicieni, se duc acolo și îi servesc pe oameni. Stau în genunchi și se înclină în genunchi în fața fiecărui om sărman ca să-i pună pe frunzele acela mâncare. Și făcând lucrul acesta, dau semn că viața nu este pe primul plan și atunci se asigură ca și în viitor să poată să. Deci, depinde ce scop pui în viață. Dacă pui ca scop pentru afacerea ta, ajutorarea celorlalți, afacerea ta este cu siguranță de succes. Dar dacă pui un scop să câștig eu pentru mine, atunci afacerea ta se va strâmba la un moment dat. Și un alt exemplu, l-am mai dat, odată am văzut la televizor în București, la Spitalul Colțea, se făceau reparații și toți cei care erau acolo erau de fapt profesori universitari din universitățile din Suedia. Da. Și foarte interesant a fost lucrul acesta, că ei acolo erau ca niște muncitori. Deci, ca să poți să scapi de. Occidentul are nevoie acum și face lucrul acesta, că bogăția ucide, omoară. Deci, vine un moment în care apare o depresie, să tai legătura cu Dumnezeu. Și atunci nu mai vezi niciun rost să mai trăiești și oameni bogați Și încearcă să să se sinucidă. zicem, și de ce ucide bogăția? Nu fiindcă ar fi rea, ci fiindcă ne înlănțuie și nu mai avem capacitatea să ne dezatașăm, să ne desprindem Exact, de ea. se închide poarta celor și nu mai primim energie de sus și dacă Da. nu mai primim, începem să murim. Deci ea ne face un lucru rău dacă noi nu ne pot. Ea în sine nu este rea, dar este rea Dar nu avem noi capacitatea. capacitatea să o gestionăm, ca să zic așa. Exact, noi Da. nu ne putem păstra la distanță de ea, Da, deloc. Și da. ca să ne păstrăm la distanță, mai rău trebuie să cedăm din ea, să întoarcem societății din ea. Și când facem lucrul acesta, rămâne, afacerea rămâne. Că se schimbă sensul, nu mai este un sens egoist, este și pentru bine celălalt. Apropo de afacere, Marius, că mi-am amintit, ai spus tu despre cineva, nu-i dau numele, dar mă rog, dacă vrei poți să-l dai, că de când ți-a descoperit ție scrierile, învățăturile, a început să pună în practică și a observat că afacerea lui i-a crescut foarte mult și spuneai tu că vinde ceasuri de lux. Și acum vreau eu să întreb, fiindcă noi pe pământ putem face orice, adică eu dacă vreau să am un magazin de, nu știu, vând țigări și alcool, Dar numai pentru pot să ceilalți. Deci numai ți pentru se dă ceilalți. banii ca să dai mai departe și să ajut. Nu-ți dă banii pentru tine. Niciodată Dumnezeu nu-ți dă pentru tine. Pentru tine, deci ce depășește necesitatea, ți le ia dacă nu dai. Da, dar întrebarea mea era, putem, dacă noi suntem așa cum trebuie, putem avea orice fel de business, inclusiv dintre acestea pe care le considerăm rele, că vindem tabac și alcool, sau că vindem haine de lux, că se știe că luxul te atașează. Deci, cumva înțelegi că cumva contribui Nu, dacă. nu, nu. Te gândești dacă este util societății, dacă Dacă este e util. moral, dacă este de folos oamenilor, nu ca să îi zăpăcești și să amplifici
ego-ul Da, dar lor, uite din că cauza ceasurile afacere. de lux cumva nu sunt utile și nici, adică utile sunt, dar cumva zăpăcește ego-ul, că-l umflă. Dar din ce câștigă, dăruiește. Aha, De deci exemplu, dăruiește în cauți voi România să la. compensezi. Trebuie să compenseze. Dăruiește în România la copii neajutorați. Este o fundație la Iași, ținută de un părinte. Și, cum să zici, iei un copil de acolo, de exemplu, și îl susții să crească mare și este ca un fiere, dar e un fiere la distanță. Da. Și dă în fiecare lună o anumită sumă de bani. Deci, dăruiește din acest praplin. Da. Eu mă gândisem și pe partea asta că undeva în lume există un om care este atât de plin de el încât trebuie să-i se scadă ego-ul și atunci este inspirat să-și cumpere un ceas de lux ca să mai adauge ceva la el și ca să-i vină ceva din față și să-l trăznească. Da, și eu m-am gândit la Da. aceasta. Deci poate să-i amplifice ego-ul și în modul Da. acesta să-l grăbească luminarea lui sau revenirea Da, lui la să-i se adune atâta suferință acolo ca să-i se sigur. grăbească procesul. Sigur. Da. Deci Păi orice unii lucru e altora facem bun. lucrul ăsta, da. Orice, da. Da, și dacă mai și dăruim din ceea ce facem, atunci e și mai bun. Cum să spun. Celor care sunt în nevoie. Da, iartă-mă, Marius, mai venise o întrebare, tot la subiect. Sunt situații în viață când povestesc situații neplăcute din viața lor. Cum să facem? Dacă le dăm dreptate, nu ar fi bine pentru noi. Cum să procedezi practic? Să nu-i asculți, se simt jigniți. Dacă nu suntem de acord, se supără. Ce să le spunem? Deci oameni care se plâng, cu alte cuvinte, de situațiile neplăcute din viața lor și noi cum le răspundem? Păi ei fac lucrul acesta pentru că nu este ceva asemănător. Adică sunt critici acuzații și ei ne distrug. Deci omul din față nu vine, vine ca să ne vindece pe noi, să ne ajute pe noi. Deci este vorba despre noi Deci să ne uităm la acolo. noi Deci ei ne zic, când uite, noi fii în viața atent în noastră. tine, este așa ceva, ai făcut ceva sau ți s-a întâmplat ceva sau ai asemenea programe și el urmează să se repetă și este un fel de avertisment. Nu vine nimic întâmplător, nu vine nimeni degeaba la noi. Întotdeauna ne întâlnim cu noi în fața noastră. Da, să ne ajute să conștientizăm niște lucruri pe care noi nu le vedem. Da, tot ce ni Nu. se întâmplă vine pentru noi. Și vorbește despre noi, este ceva din noi. Deci doar ne arată că dacă în noi nu mai este nimic de scăzut, nu ne mai deranjează nimeni. Da, toți oamenii vin și vorbesc numai lucruri frumoase sau se mai poate întâmpla să vină și să ne testeze, nu? Continuu ne va testa pentru că noi, fiind o constelație de personalități, nu cred că se termine niciodată. O viață întreagă vom avea solicitări din față în toate formele posibile. Uite, încă o întrebare. Și dacă cineva te ajută, dar tu te simți stânjenit, considerând că e prea mult, dar accepti, gândindu-te că vei găsi o modalitate de a recompensa efortul, e ego sau suflet? Ce să spun? Cel care este stânjenit este ego-ul. Sufletul nu este stânjenit de nimic. El ia și dă mai departe. Deci nu are, nu se gândește, nu are dubii. Nu are dubii în forma aceasta, nu le socotește. Dacă primește, el tot așa de simplu le dă mai departe, dacă găsește pe cine să ajute. Deci nu are dubii, nu are întrebări, nu are îndoiel, nu se îndoiește de nimic. Așa a venit de la Dumnezeu, este voia lui, dau mai departe și nu-și Da, face deci griji, nu-și dacă. face probleme. Că Da. asemenea probleme își face numai eul nostru. El are, el e simplu, el e simplu și clar. Nu se socotește. Dar aș vrea să adaug aici ceva ce ai zis tu și când am fost în tabără și recent. Când, cum ai zis tu, să nu-și facă probleme, să nu se gândească că ce primește de la Dumnezeu vine. Dar, zic eu, cu grija ca acel lucru, dacă este ceva foarte important sau foarte, nu știu, foarte scump, foarte nu știu ce, să nu te atașeze. Nu? Să ai grijă ca acel lucru să nu te atașeze.
îl primești, dar... Dar să te verifici dacă ești atașat. Dacă ți este greu să dai ceea ce ai, atunci ești atașat și atunci pornește un program de pierdere și lucrul pe care îl prețuiești așa de mult, începi să-l pierd sau cineva ți-l ia sau se destramă singur. Da. Nu te lasă niciodată. Trebuie să înțelegem foarte clar că nu ne lasă să punem nimic din lumea asta pe primul plan. Pentru că noi, dacă ne agățăm de lume, ne pierdem viață. Și trebuie mereu să ne scadă, să ne desprindă, ca să putem să supraviețuim, să trăim. Și, uite, pentru că dacă noi avem ego-ul foarte mare, atunci și lumea și natura se destramă și universul se destramă. Deci este foarte periculos. Că urmează, ne ia forma noastră interioară. Ne urmează pe noi. Înțeleg ce spunea persoana care a pus întrebarea, fiindcă să zicem că primești cadou o pereche de încălțăminte foarte scumpă de la o persoană care e în viața ta, adică cu care te vezi des. Dar și ce să faci tu cu perechea foarte scumpă? Păi nu, să zicem ok, am primit, îi port. Tot, da, mai departe. Îți e frică, Doamne ferește, să nu-i stric, să nu se zgârie, să nu-i rup, că după aia o să mă întrebe persoana, dar unde sunt papucii de la mine? Și cumva cumva te forțează să te atașezi. Nu știu dacă înțelegi ce zic. Și zic, la asta trebuie să avem foarte mare grijă, că așteptările celorlalți de la noi cumva ne pot forța să ne atașăm de acel lucru, să avem grijă de el, să nu știu ce. Dacă pentru noi obiectele sunt importante, se pot întâmpla aceste lucruri ca să ne arate că obiectele nu sunt importante. Sau părerea celuilalt despre noi, dacă e importantă, cu siguranță că ni se vor și strica. Deci dacă persoana respectivă consideră important și prețios pentru ea, este prețios să aibă, să banii sunt importanți, îmbrăcămintea este importantă și mai departe, poate să primească ceva de genul acesta ca să îl verifice dacă să-l determine să intre în suflet. Pentru că dăruind un lucru pe care ea îl prețuiește, persoana respectivă, el de fapt se cuplează pe suflet. Depinde ce pui pe primul plan. Omul nu pune pierderea. În primul rând trebuie să pui pierderea, adică să nu vrei ceva din lumea asta, să posezi. Să te mulțumești cu puțin și să nu vrei mai mult. Dar dacă vrei mai mult, atunci începi să pierzi tot ceea ce depășește necesitatea. Nu știu, Marius, dacă ai... zis până acum, dacă ai pomenit în listă, că ființa divină, ființei divine este indiferent părerile, stai că nu mă știu română, îi sunt indiferente părerile celuilalt despre ea. Da. E adevărat? Da. Nu e asemănă la nimic, nu este afectat de nimic. Nu, nimic nu-l atinge, în niciun mod. Sufletul. Nu ia lucrurile personal sau în serios. Este neaten la exterior, distras și dezinteresat. Da. Pentru că este liberă. Se bucură când ego-ul suferă, necaz, neplăce și suferințe pierde. Da, da, da. Liberarea lui. Sau sare în ajutorul celorlalți continuu, iubește pe toți la fel, nu așteaptă nimic, nu are nevoie să fie iubit, să apreciat. Se simte bine oriunde, nu împarte bine și rău, vede în orice rău un mare bine, orice neplăcere pentru ego este liberare, avem nevoie de neplăceri ca de aer. Nu forțează, nu își impune părerea, lasă toate părerile să existe, le alătură și nu exclude nimic, doar eliberează, vrea tot binele pentru ceilalți, spre sine nu se ia în seamă, se bucură de toate, nu vede decât iubirea peste tot, nu are preferințe, nu are ce pierde, merge în jos, nu în sus. Deci nu are preferințe. Nu are preferințe, da. Deci nu vrea ceva mai mult decât altceva. Dacă este într-un fel sau dacă este în alt fel. Sau, exact. Nu, cum facem noi, că nu stau de vorbă cu ăla că are numai 4 clase, stau de vorbă cu celălalt că are și un doctorat. Adică ea nu are astfel de preferințe, nu? Da, nu pune accentul pe înfățișare, pe aspect, pe cum arată. Nu investește în exterior niciodată. Pentru că dacă investești în exterior, încep să pierzi energie. Da, în exterior în sensul de aspect. Aspect, da. Pe formă, nu pune accentul pe formă. Nu vrea să fie în față, nu vrea să fie primul, vrea ultimul, vrea să fie de nevăzut.
Nu vreau să fie niciun atenție. Nu face nimic pentru interesul său, nu intervine și numai atunci toate se fac și reușește în toate pentru că lasă totul în mâna lui Dumnezeu. Uite o altă întrebare. Dacă e vorba de investiție în evoluție spirituală, atașamentul de aceasta creează program de autodistrugere? Mai întâi să lămurim, oare, Valeria, oare la ce te referi când spui investiție în evoluție spirituală? Te referi că citești cărți spirituale, că dai bani pe cărți, pe programe, pe cursuri, pe webinarii de genul? La asta te referi când zici da, asta, la asta se referă la investiție. Și timpul, evident, și timpul e o investiție. Atașamentul de această evoluție spirituală creează program de autodistrugere? În mod obișnuit, ca să-ți dai seama cine ești tu cu adevărat, nu cere bani și nu costă nimic. Este lucrul, adevărul este lucrul cel mai simplu din lume și la el se ajunge numai în măsura în care renunți la căutare. Deci te oprești din căutare și cât ai oprit, ai găsit. Da. Atât când omul caută, aruncă mereu în fața lui nemulțumire că nu este suficient, că mai trebuie să adauge ceva la el și nu va găsi niciodată. Pentru că el trebuie doar să renunțe, să oprească. Deci, natura ta este în spate, în fundal. Întotdeauna nu ai pierdut-o niciodată, nu ți-a luat nimeni niciodată. Și trebuie doar de oprit din căutare. Doar căutarea este a ego-ului, pentru că el creează o lipsă. Și creează o lipsă prin concentrarea pe părți, dar părțile nu durează și trec. Și trecând, el mereu trebuie să lupte pentru a adăuga alte și alte părți și face un efort din ăsta o viață întreagă și niciodată nu ajunge să afle cine este el cu adevărat. Da. Este un timp pierdut. Și apare la sfârșitul vieții regretul. Atunci, într-adevăr, la sfârșitul vieții este un regret puternic. Dar când omul caută părți din acestea, din lume, crezând că ele, dacă le adaugă la el, poate să obțină ceva, nu trebuie de adăugat. E o problemă de renunțat. De aruncat. Deci, Da. Practic, se aruncă când te eliberezi de toate pretențiile și credința că ai ceva de găsit. Nu ai nimic de găsit. Trebuie să le arunci pe toate. Și când eliberarea le arunci, de găsit. Da. De tipare, de programe, de prejudecăți, de convingeri limitative, da. de tot ce ni s-a băgat în cap. Când le dăm la o parte, rămâne exact natura noastră, care nu a dispărut niciodată. A fost niciodată, e acolo și trebuie să-ți dai voie să te comporți ca o ființă divină pe pământ. Asta este tot. Dar nu ne convine pentru că este opus ego-ului. Dacă ego-ul vrea să adauge ceva la el, sufletul nu vrea să adauge. Dacă ego-ul vrea să lupte, sufletul nu vrea să lupte. Dacă ego-ul se apără, sufletul nu intră să se apere. Deci trebuie doar să faci invers decât face ego-ul. Atât. Îmi place că ai zis că trebuie să-ți dai voie să te comporți ca o ființă divină, fiindcă de fapt trebuie să ai curajul să-ți dai voie, fiindcă odată ce începi să faci asta, presiunea din exterior va fi extrem de mare, fiindcă tu vei fi oaia neagră, practic. Și îți trebuie curaj ca să faci față celor care zic, uite-te și la oaia asta neagră. Da, și să nu cedezi, să poți rămâne oaia neagră în... Păi, spre exemplu, cum îți dai seama că ești liber? Te duci de Crăciun în piața orașului tău, te îmbraci cu haine rupte și începi să cânti la mandolină sau la ceva. Așa. La ceva ce știi să cânti. Sau ce știi să cânti, da. Și dacă poți să înfrunți ochii oamenilor și nu te deranjează, atunci ești liber. Doamne ferește, dacă trece cineva cunoscut și te vede, dacă poți să rămâi la fel de vesel. Da, sau vara te poți duce îmbrăcat foarte frumos în parcul orașului și începi să strângi hârtiile și gunoaiele de jos. Îmbrăcat foarte frumos. Și dacă poți să reziști, înfrunți privirile și cuvintele oamenilor, atunci ești liber. Exact, exact. Și marea majoritate din noi, garantat, nu pot să facă asta. Sau poate fi o unică. Au fost momente când eram pus în situații de genul voluntar, da? Și în care ziceam, Doamne, să nu treacă cineva cunoscut pe lângă, Doamne, să nu treacă cineva să mă vadă. Deci e clar că nu sau, vrem... Sau, la un exemplu, dacă poți în metrou să te ridici în picioare,
toți oamenii acolo stau jos și își văd de trebuie te ridici picioare și încep să dansezi sau să cânți în fața tuturor. Exact. Atunci ești liber. Atunci ești liber. Putem să rescriem poezia aia a lui Rudyard Kipling. Dacă o scriem noi, dacă poți să dansezi în metrou și să nu te intereseze, ești liber. Da, foarte fain, foarte fain. Ia să vedem. Nu vrea să fie în față. Asta fusese ultima chestie. Da. Întâmpină totul cu dăruire de sine, renunță ușor la binele său, se supune cu o bucurie fără margini, se supune și face ascultare. Ascultare. Uh-huh. Și vreau să spun că am întâlnit un stareț al unui mănăstiri importante din România, care avea un duhovnic tânăr. Starețul avea, nu știu, 80 de ani și l-avea un duhovnic de 30 de ani. Și da, duhovnicul de 30 de ani îl punea să facă toate cele alea și el executa. De ce? A fost întrebat de ce, pentru că numai așa îmi pierd orgoliu și mândria și mă ajută foarte mult pe calea mântuirii. Deci da, dacă reușești să accepti că în momentul în care oamenii te înjosesc, te umilești pe tine, nu te deranjează, acela este raiul. Cred că în viața de zi cu zi e destul de des întâlnită situația asta. De exemplu, la job ai un șef care e foarte tânăr, de-abia ieșit de pe, ce știu, băncile școlii și spui, cum își permite el să-mi dea mie ordine când, uite, nici mustața nu i-a dat, știi? Da, dar de fapt nu degeaba omul acela ți este șef, nu e nimic întâmplător. Și poate frecvent trebuie să te întreb, cine spune asta? Cine vorbește ce vorbește? Ego-ul, evident. Da. Ego-ul că el are pretenții, da. Sufletul are pretenții. Și imediat îți dai seama că nu ești în suflet și atunci este momentul să renunți, că dacă nu renunți, e vai și amar. Da. Așa răspundem cu programele este de autodistrugere. Deci asta în ego este un pericol foarte mare. Și cu asta omul stă tot timpul într-un sentiment de neliniște, neîmplinire continuă și viața întreagă el suferă, când de fapt el e fericirea toată. Da. El e iubirea toată și nimic nu l-ar afecta, numai că nu știe. Și tot efortul care se face în lume este să nu afle cine este cu adevărat. Este ținut mereu în starea de critică, de nemulțumire, de împărțire în bine și rău și atunci el este ținut cu fie. Chestia este să te eliberezi din matrix. Matrixul este de fapt cutia, dar este mintea noastră, toate gândurile. Da, trebuie să ieșim din mentalul acesta care tot s-o poate. Adică să înțelegem că nu suntem niciunul dintre gândurile noastre de îndoială. Când ai îndoit, nu ești în divin. Și tot legat de faptul că nu ni se zice cine suntem noi. Și cei care zic că ne zic cine suntem noi, de fapt ne dau așa, ne dau frânturi. Și lasă deoparte cumva lucruri esențiale. Adică, până la urmă, tot ce e de făcut pe lumea asta este să ne punem în slujba celorlalți și să iubim mai mult, atâta tot. În rest, nici nu mai contează. Dacă facem astea, suntem pe calea cea bună. Uite, acum le putem întreba cine vorbește, cine spune lucrul acesta? Le spune sufletul, nu le spune ego-ul. Ego-ul nu este în stare decât să fie nemulțumit. Și noi n-am spus nicio nemulțumire aici. Deci cel care a vorbit acum a fost sufletul, mai bine spus divinul prin noi, prin suflet. Deci este de foarte mare importanță, pentru că o să ne surprindem în viața de zi cu zi când avem îndoieli și critici și mai departe, atunci vorbește gol. Dar le vei vedea în măsura în care lucrul acesta le vei exersa toată ziua și nu vei face aceste lucruri, atunci ego-ul se va retrage în sensul că pentru că tu îl știi cum acționează, tu îl vei vedea. Și el o să zic, acum urmează să mă întrebe cine vorbește și o să aflu cine vorbește și mă dă la o parte și de ce nu mai îndrăznește. Da. Deci sufletul se lasă pe sine în toate, nu vrea nimic pentru el, nu vrea să facă voia sa, vrea să facă voia celuilalt. Așa. Unde îl primiți, acolo se duce. Deci nu se împotrivește. Se lasă învins, nu caută interesul propriu. Acum parcă le repetăm, pentru că, de fapt, în interior am mai discutat despre ele și acum revin. Da.
Numai puțin, când ai zis că vrea să fac voia celuilalt, asta e fiindcă știe clar că voia celuilalt, de fapt, e voia divină. Divinului, că e divină. Voia divină și nu se poate potrivi la ea. Da. Face totul ca celălalt să fie fericit, nu el. Deci nu caută o fericire pentru el, pentru că el este fericirea toată, nu ai ce să-i adaugi. Da. Nu se ia în seamă, se neglijează. Nu vrea perfecțiunea, nu critică, nu acuză, nu judecă, nu reproșează, nu ripostează. Deci nu contrariază pe nimeni, nu contrează pe nimeni. Mm-hmm. Așa? Și nu are reticențe și dă voie lucrurilor să fie așa cum sunt ele. Iubește tot în mod egal, îi pune pe ceilalți pe primul plan, nu pe el, se lasă întotdeauna dus și condus, nu se împune la nimic, nu vrea să câștige mai mult, renunță întotdeauna la binele său, îi dă întâietate celuilalt. De exemplu, mergeam în Italia și am fost impresionat dacă românii erau ca niște buldozer, ca niște tancuri. Mergeau pe stradă și toți călătorii, toți trecătorii se dădeau în stânga și în dreapta, italienii, să le facă loc, deci dădeau întâietate. Dădeau întâietate și la fel s-a comportat și când a trebuit să urce într-un microbuz. I-au dat năvală, iar italienii de unul au zis, de ce nu lăsați să coborâm noi întâi și apoi o să urcați și voi ușor. Acum ne-am confruntat, s-au oprit toți, se băteau acolo pe scară, românii vreau să tovarășească, să urce. Și ei nu înțelegeau de ce nu dau întâietate. Deci o caracteristică esențială a credinței, de fapt, este să dai întâietate. Deci au niște lucruri pe care nu le-au învățat. Nu le pun în practică. Marius, ți se pare că e cumva, nu știu, în ADN-ul nostru al românilor să nu dăm întâietate? Fiindcă și când mergi cu avionul și aterizează, toți eu se ridică plan, de pe locuri. Pe în momentul în care au atins pământul, toți s-au ridicat, își au bagajele și stau și așteaptă acolo în picioare și așteaptă 10 minute în picioare sau nu știu cât. Sau pe stradă, în trafic, când e o bandă specială pentru făcut stânga și se face coloană pe banda aceea și cei care au o prioritate nu se opresc să mai lase, deși ei știu că acea coloană creează ambuteiaj pe sensul opus și nu vor măcar să lasă o singură mașină să treacă. Ei tot continuăm. Și scria cineva că în Belgia, de exemplu, au o regulă nescrisă în trafic, regula fermoarului, spune ei, unde când la orele de vârf, de pe artera, cineva pe artera principală, fiecare mașină de pe artera principală lasă pe cineva să treacă de pe artera secundară. Deci își dau voie unul câte unul celălalt și așa nu se creează ambuteiaj. La noi stai și o oră, dacă e oră de vârf, că nu rar te lasă cineva să treci. Bine, sunt mândră, mă rog, mândră. N-am mai avut problema asta în ultimul timp și știu de ce, fiindcă eu însă am început să dau întâietate, așa, dar o observ în general. Exact, dă tu întâietate și vor da toți ceilalți. Da, deci îi vindești pe toți. Mm-hmm, pentru că ei la rândul lor vă face același lucru mai departe. Iubește tu. Iubește și fă ce vrei. Iubește tu și fă ceată ceilalți în osman. Nu contează cum este celălalt. Celălalt este cum ești tu. Da. Deci nu este o problemă că ei sunt răi, ci sunt răi pentru că noi nu iubim destul. Deci problema e întotdeauna la noi, niciodată la celălalt. Ei doar iau forma interiorului nostru. Deci adineaori a vorbit ego-ul când a zis că ceilalți nu dau prioritate. Vezi că e observat. Da. Mm-hmm. Așa, unde eram? Deci sufletul dă întâietate. Renunță întotdeauna la binele său și întotdeauna... Da. Ține minte unde ai rămas. Ai mai spus mai înainte că se lasă întotdeauna dus și condus. Asta înseamnă că el nu vrea să fie lider de la sine putere. Nu vrea. În schimb, dacă o mulțime vine și zice tu ești așa și pe dincolo, reprezintă-ne, el se duce și reprezintă. Sigur că da. Da, deci unde conduce este fără să fie vrut să conducă. Da, da. Deci nu înseamnă că rămâne totdeauna acolo într-un colțișor. Și cum e viața? Cum îl conduce viața? Cum zice în Tao Te Ching, cel care coboară va fi ridicat. Cel care se ridică, deci se ridică pe sine, cu ego-ul său, va fi coborât. Da, adevărat. Nu e nicio problemă. Da. Deci nu este nicio plângere, că noi ne plângem, că uite ce ne fac aia. Nu este nicio fel de problemă, totul este așa cum trebuie să fie. Da. Cui pe cui se scoate. Da. Nu are mai nimic, se mulțumește cu puțin, dă libertate totală, nu cere socoteală,
nu are interese proprii, neavând nimic de apărat, este fericit tot timpul. Deci nu are ce să piardă. Nu este preocupat de înfățișare, nu intervine, se lasă mereu pe sine și nu vrea să facă voia sa. E încăpățânat, nu vrea să facă voia sa. Asta, cam asta sunt. Da, da. Așa, am ajuns și la capătul listei. Da, am notat 55 de chestii eu. Da, dar îți dai seama... Și am încercat să nu repet. Poate patru că cărți, pentru că cele patru cărți au vorbit numai despre ego versus suflet. Numai despre asta se vorbește. Și sunt învârtite în toate formele posibile, pentru că este foarte complex și se pot îmbogăți în continuare. Fiecare poate să găsească noi și noi situații. Pentru că te uiți la situațiile noastre și acolo unde este o încrâncenare este a ego-ului și e inversul. E inversul și imediat ai decuplat. Te spune Elena... Eventual aduci argumente inversului până că obții starea aceea de liniște. Da. Uite, cineva a notat 6 pagini. Câte aveai și tu, Marius?